Salut la YouTube și bine v-am găsit la un episod favorit de Viața Locomotorii. În sfârșit, așa cum am promis de 3 luni de zile, putem să ieșim afară. Și vă duc într-un loc care mie mi este tare drag și este în apropiere, două sate de distanță. Este un loc foarte frumos, unde de obicei îmi place să merg să citesc și când am inspirație să scriu și poezii. Să mergem, deci. Asta e și pentru cei care aveau dreptate și deși au trecut 3 luni de zile de când am făcut canalul, foarte mulți erau reticenți în legătură cu handicapul meu și că aveau dreptate. La final, până nu... Așa suntem noi oamenii, până nu vedem, nu suntem obișnuiți să credem. Nu ne-a permis pandemia și COVID-ul să ieșim atât de des din casă. Astăzi avem și o zi frumoasă și cred că e numai potrivită pentru lac.